jocurile de noroc pot crea dependență. Ele ne atrag într-o lume confuză, unde dorințele, pierderile și adrenalina există la un loc. De la mese de poker, păcănele, până la pariurile online, atracția banilor câștigați ușor îi intrigă pe oameni. Haideți să aflăm ce se întâmplă în creierul nostru, mai precis, cum entuziasmul devine dependență. Oamenii ajung dependenți de jocurile de noroc din diferite motive. Printre acestea se numără emoția și entuziasmul. Jocurile de noroc oferă adesea adrenalină și secretă dopamină. Anticiparea câștigului poate crea o dependență puternică, deoarece creierul se simte recompensat, conform UCLA. Evadarea din realitate. Tot UCLA ne informează că, pentru unele persoane, jocurile de noroc oferă o distragere temporară de la problemele lor și ajung un mijloc de a face față anxietății și stresului. Credințe iraționale. Scientific American spune că unii indivizi cred că o serie de pierderi sau ratare la limită indică un câștig iminent. Factori neurologici. Există dovezi prezentate de Imperial College of London că unii oameni pot avea o predispoziție genetică la dependență din cauza diferențelor din creierul lor. Însă și unele medicamente pot duce la comportamentul compulsiv. Medicamentele care stimulează creșterea dopaminei, folosite în tratarea Parkinsonului, pot crește șansele ca pacientul să parieze. Cu toate acestea, trebuie să adăugăm și că experții Asociației Americane de Psihologie consideră că accesibilitatea la jocurile de noroc este de asemenea un factor de dependență. Un lucru interesant este că cei care nu pot sta departe de jocurile de noroc nu sunt dependenți de câștigul acestora. Numeroase studii arată că pierderile joacă un rol la fel de important în accentuarea adicției, deoarece creierul este recompensat de emoția pariului, rezultatul devine mai puțin important. De exemplu, un studiu publicat în Biblioteca Națională de Medicină din Statele Unite ale Americii arată că incertitudinea recompensei și nu recompensa în sine amplifică dopamina la participanții umani sănătoși. Mai mult decât atât, nivelul acesteia este maxim în timpul unui joc de noroc, atunci când probabilitatea de a câștiga și de a pierde bani este identică, o șansă de 50%. În concluzie, dopamina este factorul care ne face să devenim dependenți. Hormonul fericirii, cum mi se mai spune, ne face să simțim plăcere, satisfacție și motivație.